Salut, eu sunt Alex. Samuel, îmi pare bine. Samuel, îmi pare bine. Te duci la Rio? Da. De ce? Păi am o ambiție și anume aș vrea să câștig o medalie. Deocamdată chiar o clasare în primii 6 ar fi foarte bună pentru mine, având în vedere că 2 ani nu m-am mai antrenat, am făcut o pauză, dar cel mai important pentru mine e parcursul până acolo, nu neapărat faptul că iei o medalie e recompensa maximă, nu. Mie pur și simplu îmi place să mă antrenez, îmi place foarte mult să fac forță, îmi place viteza din apă, senzația și mai mult pentru asta continui. Și ai făcut asta tot timpul? E singurul sport pe care l-ai... Nu, înainte am făcut fotbal. Ok. Până pe la 12 ani. Super. Și ce te-a atras la sportul ăsta cu apă, de notul, practic? La început nimic, pur și simplu am fost cu un kinetoterapeut, mi s-a spus că am platfus și mi-a plăcut foarte mult în apă, era un lucru foarte natural pentru mine, mai ales stilul bras. Celelalte procedee nu erau foarte la îndemână pentru mine. Și am fost încurajat. Mi s-a propus să particip la un concurs, chiar dacă nu eram pregătit, mi s-a părut foarte interesant și de acolo am devenit foarte motivat și pasionat de sportul ăsta și am învățat multe. Sunt una dintre victimele celor care prima oară când am învățat să înoate a fost aruncat în bazin. Eu nu. Și am ieșit de acolo și am zis nu vreau să învăț să înot vreodată, dacă așa e înotul, nu. Și de asta mi se pare că e foarte important să cunoaștem oameni ca tine, pentru că oamenii ca voi, faceți sport de performanță și mai departe, a reușit să motivezi pe cineva la rândul tău, nu știu, din familie, prieteni, apropiați sau oameni, adică s-au apucat de sport din cauza ta, văzând ce faci tu? Sau... Da, fratele meu mai mic. Care și acum, bine, el când m-am lăsat eu s-a lăsat și el, acum când m-am reapucat eu s-a reapucat și el, așa. Foarte fain. Suntem... Foarte, foarte fain. Vreau să te mai întreb ceva. Ai vreo teamă legată de apă? Simți vreun pericol vreodată când ești în apă? Nu, și cred că asta a fost o problemă, pentru că era să mor înecat când eram mic. Aveam prea mult curaj în sensul ăsta, nu. Aveam o perioadă în care făceam foarte mult antrenament hipoxic, fără oxigen, adică, și atunci aveai cumva o frică că dacă după ce n-ai respirat 75 de metri vrei să iei aer și atunci iei apă, e o problemă. Foarte tare, foarte tare. Aia ar fi o frică mică, dar nu e. Ai vreun plan de viitor după? Ce să faci după Rio? Păi, m-am gândit să mă scriu la școala de antrenori de not. După Rio vreau să mă antrenez foarte tare, să mă pregătesc pentru campionatul mondial. Da. Și asta va fi când? În vara viitoare, având în vedere că acum nu am chiar pregătirea pe care mi-aș dori eu, pentru că timpul a fost destul de scurt, dar sunt într-o formă destul de bună, surprinzător, am ajuns să îmi recapăt forma pe care am avut-o înainte într-un timp destul de scurt. Dar până la mondiale sigur o să fie foarte bine, adică... Deci ești încrezător că într-un an de zile... în primii 3 Super. Sunt acolo. Super. Eu vreau să-ți mulțumesc foarte mult, sper ca toți cei care se vor uita la clipul astea să se simtă motivați și să te urmărească și o să ținem cu toții public clar pentru Rio și pentru anul la mondiale, cum să nu? Mi-a părut bine. Și mie. Ciao.